mai... să vă resalut, da? În seara bine ați venit. Am convocat o ședință ordinară. Am încercat să facem ultima ședință pe anul ăsta. Dar înainte de a începe ședința ordinară, haideți să ținem un moment de plăcere pentru... Da. Și depozitarea deșeurilor între primăria municipiului Bacău, în calitate de operator al depozitului, conform la deșeul celula adins Bacău. Proiect de hotărâre 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului operatorului depozitului conform de deșeuri primăria municipiului Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii de salubrizare între compania Rompres Service S.A. București și Agenții Economici Instituției Publice. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare și transport deșeuri. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei SC domeniu public și privat mănăstirea Cașin SRL. 6. Aprobarea unui ajutor prejuit cu decesul salariatului Moscovici Maria. Articolul 2. Secretarul Comunei va duce la îndeplinire prezentă dispoziție. Articolul 3. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publicată prin la fișierul de la primărie și va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău. Și în ce sunt? Nu m-am auzit. Trebuie colectat punctul 2. Mare este secretarul prejuit. Punctul 2 la ordinea de zi. Dacă vreți să citesc calitate de operator al depozitului conform de DDJ-ul, depozit conform, așa se numește depozit. Conform de DDJ-ul? Da. E depozit conform, adică în conformitate cu legislația europeană. Așa e. Așa e. Da, așa e formula. O formula de zi. Că așa e o greșită. Noi, dacă vreți, depozitul trebuie să fie conform. Adică să îndeplinească niște condiții. Pentru deșeu. Pentru deșeu. Conform de deșeu. Da, de deșeu.
Pentru ridicarea deșeului sau pentru altceva, dar nu de deșeul. Când noi în formula listei, care aveți acolo în față, scrie la articolul 1 obiectul contractului, colectare separată și transportul separat la stațiile de transfer sau la stațiile de sondare, stații de compost sau la depozitul confort arondat. Da? Deci e vorba de o depozitare conform... Așa e formula listei ca nu, 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 la ideea că exprimarea este neclară. Da, da, ne-ați luat strict literar și din cauza asta. Într-adevăr, chiar dacă vreți să gramatica nu tehnic, tehnic e susținut că este bine. Așa o considerat. Da, din punct de vedere tehnic, așa e. Pentru că sunt și deșeuri neconforme. Sunt și depozite de deșeuri neconforme. Din cauza asta. Cum ar trebui conform contractul sau cum vorbește de conform de deșeul. Da. Deci, aprobarea tarifelor operatorilor de depozituri conform de deșeul. Da, mă rog, mă rog, mai puțin de Da. Da. Deci, inclusiv punctul care vi l-am propus cu rectificarea, la așa, cu suma de 294.286.37 lei pentru produsul ce. Și o să punem la ordinea zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține. O să intru eu la... primul contract, primul model de contract. Iar primul contract se referă la predarea de către municipiul Bacău și către ADIS Bacău a depozitului conform de la celula numărul 1 care este la Bacău. Făcând și noi parte din ADIS, absolut automat este intră în obligația noastră să aprobăm sau să respingem, adică suntem consultați în aprobarea acestui contract de prestare servicii. Și o să-i dau citire de la 5-6 pagini. Deci municipiul Bacău, reprezentat prin Romeo Stavarache, primarul municipiului Bacău, cu sediul în Bacău, strada Mărășești, în calitate de operator al depozitului conform de deșeuri, clasa B, situat în municipiul Bacău, strada Chimiei, titularul autorizației integrate de mediu, numărul 9 din 24-8-2011, pe de o parte, și ADIS Bacău, reprezentată prin Constantin Seto, în calitate de director executiv ADIS, împuternicit prin hotărârea adunării generale, în calitate de utilizator în numele și pe seama OAT-urilor nominalizate în anexa 3 la prezentul contract, pe de altă parte, au hotărât încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze. Contractul este redactat și interpretat în limba română, este supus prevederilor legislației românești, notificările între părți se vor efectua în scris, precum și, pentru a fi considerate valabile. La încheierea contractului, tarifele în vigoare sunt cele menționate la articolul 9. ADIS a delegat activitatea de colectare și transport a deșeurilor din cele 63 de OAT-uri din anexa 3, în urma procedurilor de achiziție publică, către Romplest S.A. în baza contractului de delegare 180/2957 din data de 6.5.2015. Obiectul prezentului contract îl constituie depozitarea deșeurilor colectate și transportate de către operatorul serviciului de colectare și transport deșeuri, respectiv compania Romprest Service S.A., pe baza contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și adresa numărul 43.493 din 6.11.2015, emisă de Primăria Municipiului Bacău.
deșeurile municipale și asimilabile provenite de la utilizatorii casnici și area administrativă teritorială a localităților din anexa 3, conform codului din anexa numărul 1, respectiv conform codului acceptate cu anexa numărul 2 la depozitul conform de deșeuri clasa B, situată în municipiul Bacău, strada Chimii, județul Bacău. Drepturi și obligații ale operatorului. Operatorul are următoarele drepturi. Să factureze și să încaseze lunar contravaloarea activității prestate, să aplice la facturare tariful în vigoare la cantitățile recepționate, să propună modificarea tarifelor în condițiile legii și conform articolului 9 din prezentul contract, să aplice majorări de întârziere sau să interzică accesul în depozit în cazul neachitării facturilor în termen, conform articolului 19 din prezentul contract. Articolul 5. Operatorul are următoarele obligații. Să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract, să verifice starea tehnică a echipamentelor și utilajelor și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni și neetanșietăți, să factureze contravaloarea activității prestate în conformitate cu cantitățile măsurate, să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorului și să ia măsurile care se impună în vederea rezolvării acestora în termenul prevăzut de lege. Să permită accesul operatorului de colectare și transport deșeurilor municipale, compania Avon Prest Service S.A., desemnate către utilizator, prin contractul de delegare, prin concesionarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6 mai 2015, pentru descărcarea deșeurilor după următorul program. În zilele lucrătoare, în intervalul orar 8-19.30, în zilele de sâmbătă și sărbători legale, în intervalul 8-19.30, duminica, în intervalul 7-11.30, iar în data de 1 ianuarie, închis. Să aducă la cunoștința utilizatorului modificările de tarif și alte informații, cu minim 30 de zile înaintea aplicărilor. Să informeze utilizatorul asupra oricăror neconcordanțe între cantitățile măsurate și cele raportate, de către operatorul de colectare și transport, deșeurilor municipale, compania Avon Prest Service S.A., precum și asupra oricăror neînțelegeri cu operatorul desemnat de către utilizator, respectiv cu reprezentanții companiei Avon Prest Service S.A. Utilizatorul are următoarele drepturi, la capitolul 5, drepturi și obligațiile utilizatorului. Să îi se permită accesul la depozit în vederea monitorizării activității operatorului de colectare și transport și a activității care face obiectul prezentului contract. Să îi se permită accesul prin operatorul de colectare și transport deșeurilor municipale, compania Avon Prest Service S.A., desemnat de către utilizator prin contractul de delegare, prin concesiunea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180/2957, în depozit cu respectarea condițiilor stabilite în contract. Să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale, în termen de 15 zile de la primirea acestora. Să fie informat în timp util despre modul de funcționare a activității, despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de autoritățile administrației publice locale sau de operator după caz. Să primească răspuns în maxim 7 zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor obligații contractuale. Articolul 7. Utilizatorul are următoarele obligații. Să aducă la cunoștința operatorului, înscris cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte perioadei de facturare, orice modificare a datelor sale de identificare, precum și a adresei la care operatorul urmează să trimită facturile. Să aducă spre depozitare prin operatorul de colectare și transportul deșeuri municipale, compania Avon Prest Service S.A., desemnat de către utilizator prin contractul de delegare, prin concesionare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numai deșeurile prevăzute în anexa 2 la prezentul contract. Să achite la termen contravaloarea facturii pentru activitatea prestată în conformitate cu prezentul contract. Să fie informat în timp util despre modul de funcționare a activității, despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de autoritățile administrației publice locale sau de operator după caz. Să medieze eventualele neînțelegeri între operator și operatorul de colectare și transport desemnat către utilizator, respectiv compania Avon Prest Service S.A. Măsurarea prestației. Determinarea cantităților de deșeuri municipale primite la depozitare se face prin cântărire și înregistrare electronică la stația de recepție a deșeurilor,
îndeaplicați de nefuncționare a cântarului, se va face echivalarea de, la, de un metru cub compactat, egal cu 500 de kilograme. La recepția deșeurilor, utilizatorul prin operatorul de colectare și transport deșeuri municipale, compania Rompres Service S.A., desemnat de către utilizator prin contractul de legare prin concesionare gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, va declara tipul de deșeuri și locul de proveniență al acestora, în mod distinct pe fiecare UAT în parte. Tarife, facturare și modalități de plată. Articolul 9. Operatorul va practica tariful aprobat la data încheierii contractului astfel. Pentru deșeuri menajere și similare acestora, 24 de lei pe tonă, tariful nu conține TVA. Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștința utilizatorului cu minim 30 de zile înaintea începerii perioadei de aplicare. De la predarea celulei 1 a depozitului conform spre operare către SC Eco Sud SA, se vor practica tarifele din oferta acestuia. Aceste tarife și activitățile fiind prezentate în adresa 43.493 din 6.11.2015, emisă de Primăria Municipiului Bacău, înregistrată la ADIS Bacău sub numărul 754 din 11.11.2015. Operatorul actual va face cunoscută utilizatorului data efectivă a predării spre operare către SC Eco Sud SA București, cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii operării de către operatorul desemnat. Facturarea se face lunar în baza tarifului contractat și a cantităților efective determinate potrivit prevederilor contractuale însoțite de documente justificative pentru fiecare operațiune de descărcare, pentru fiecare parte în parte și în tipurile de deșeuri. Factura va cuprinde elemente de identificare ale utilizatorului, cantitățile facturate, tariful aplicat și temeiul legal de aplicare. Factura pentru prestarea activității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare, cele în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligați să achite facturile, reprezentând contravaloarea activității prestate, până pe data de 25 ale lunii următoarea emiterii facturii. Neachitarea facturii intervine de 30 de zile de la data scadenței, atrage penalități de întârziere, după cum urmează. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplată la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare la data facturării. Penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului. Nerespectarea de către utilizator prin operatorul de colectare și transport deșeuri municipale desemnat de către utilizator prin contractul de delegare, prin concesiunea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, a condițiilor calitative, cantitative și de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata de daune și despăgubiri pentru pagubile provocate, plata bonusă a fi efectuată de operatorul de colectare și transport deșeuri municipale desemnat de către utilizator prin contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Neachitarea facturii în termen de 60 de zile de la data scadenței atrage întreruperea prestării serviciului strict pentru UAT-ul care nu a achitat către ADIS contravaloarea pentru serviciile prestate, până la achitarea integrală a sumei datorate inclusiv penalitățile de întârziere. Reluarea prestării activității se va face în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la efectuarea plății. Plata se consideră efectuată la data certificării plății de către unitatea bancară a utilizatorului. În cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate întâi penalitățile și apoi facturile în ordine cronologică. Facturile și documentele de plată se transmit de operator la adresa de la articolul 1. Răspunderea contractuală. Pentru neexercitarea în totalitate sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor codului civil și a celorlalte acte normative în vigoare. Părțile contractante pot include și daune interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului sub forma daunelor moratorii. Refuzul sau total sau parțial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris în termen de 15 zile de la data primirii facturii, cu indicarea motivului legal ce stă la baza refuzului, în caz contrar acesta nefiind considerat. Forța majoră.
Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza contract, prezentului contract. Dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celelalte părți producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor acestuia. Dacă în termen de 60 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să pretindă daune interese. Încetarea contractului. Contractul încetează în următoarele cazuri. Prin acordul scris al părților, prin denunțarea unei unilaterală de către utilizator cu un preaviz de 30 de zile lucrătoare numai după achitarea integrală a debitelor către operator, prin denunțarea unilaterală de către operator în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 120 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată, conform articolului 11, la expirarea perioadei de mobilizare și predarea spre operarea celulei 1 conform contractului 2495 din 22 decembrie 2014 per 68502 din 5.1.2015 între municipiul Bacău și SCE100 SA București în condițiile notificării prevăzute la articolul 9 litera D. La încheierea operațională a celulei 1 a depozitului conform, la suspendarea activității operatorului din orice cauză sau la închiderea depozitului, la rezilierea contractului la inițiativa operatorului pentru situațiile la punctele D și E, DE și F se produce după transmiterea unui preaviz utilizatorului și intră în vigoare după 30 de zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator. Litigii. Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe calea amiabilă. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe care amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești române competente. Dispoziții finale. În toate problemele care nu sunt prezentate în prezentul contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare și ale codului civil. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional cu acordul părților. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării de către cele două părți. Durata contractului, nu înțeleg ce l-au băgat ei la urmă, dar mă rog, este de formă. Contractul este valabil de la semnarea lui de către părți până la momentul predării celulei 1 a depozitului conform către operatorul desemnat conform contractului 24.2495 din 22 decembrie 2014 dintre municipiul Bacău și SCE100 SA București la închiderea operațională a celulei 1, la suspendarea activității operatorului sau închiderea depozitului. Semnează toată lumea. Da. Cîncâtva, așa cum o spuneam și la început, municipiul Bacău trebuie să predea depozitul numărul 1. Celula numărul 1. Să o predea către ATIS pentru exploatare. Deci cam la asta se referă și la taxa de... Avem taxa pe tonă de 24 lei pe tonă. Da. În mare, cam asta e. Cam despre asta e vorba. Domnul primar, eu revin. Da, spune-mi. Și dacă vreți, vă luați pe luăm mediator pe domnii care vin, pentru că jurnaliștii oricum fac o mână judiciată. Trebuie eliminat. Deci, noi luăm modelul de proiect, de hotărâre, modelul de contract, prestări, servicii, de tratare și depozitare a deșeurilor între primăria municipiului Bacău și să vin peste și ATIS Bacău, atât trebuie. Fără să mai spune conform de deșeuri. E un termen tehnic, dar... De modelul... Deci nu luați cuvântul conform, că m-ați, mă scuzați, că... Trebuie să luați conform, nu, este un termen tehnic. Nu luați ca gramatical conform. El se referă că este corect din punct de vedere tehnic, într-un limbaj mai larg. Deci nu luați cuvântul, are alt sens aici. Este un termen tehnic, spunea și domnul. Dar stați puțin, noi luăm modelul acestui contract. Așa. Atât, deci noi trebuie să aprobăm
modelul acesta și să spun în ce constă contractul. Privind aprobarea, de, așa, aprobarea modelului de contract de prestări servicii de tratare și depozitare a deșeurilor între primăria municipiului Bacău și Altis Bacău. Are rol consultativ, spunea domnul primar la început, dacă domnul primar vă poate da din nou detalii, nu? Așa am înțeles noi. Ce anume? Că acest vot al dumneavoastră este consultativ. Absolut consultativ. Da. Noi ca și parte din ADIS. Ca fiind parte din ADIS. Suntem consultați dacă suntem de acord sau nu să semneze contractul ăsta, alături de ceilalți membri. Deci, practic, noi luăm modelul să-l aprobăm sau să ne aprobăm. Deci noi luăm modelul ca să aprobăm acest model de contract. Da. Și spune în ce constă. De-aia nu mai, nu are rost. Dar dumneavoastră la ce vă referiți? La titulatura din conform de deșeuri. De dispoziții, spuneți dumneavoastră? Nu, domnule, nu. Dar la ce? Din ordinea de zi, exprimarea aici de dispoziția din ordinea de zi, nu? Da. Asta spune. Da, domnule, nicio problemă. Deci, tratarea și depozitarea deșeurilor între primăria municipiului Bacău. Nu mai spune. Eu mă refer acum esența. Conform de deșeuri și Altis Bacău. Esența este contract. Da, domnule, asta e. Pentru că mă gândesc am de la Bacău, să-mi văd dacă chiar aia... Nu, nu, deci la Bacău nu va fi nicio problemă. Poate citești cineva peste 50 de ani și nu știi formula de sigur. Da, nu e nicio problemă asta. Da. Haideți să mergem direct pe contract, dacă e... Eu așa vreau să mă înțelegeți. Nu știu ce rost are ca gabinetul Consiliului Local Sacovii când se referă doar la activitatea acestui rompres și acest depozit. Ce s-a propus? Nu mă obligă să vorbesc în limba ta. Acest colos, acest megaloman care este rompres nu va merge niciodată. Unul mă întorc eu înapoi la 30 de ani, așa nu va merge el. Este o, iertați-mi expresia, o afacere dubioasă în spatele căreia stă cineva mare și care nu are decât interes. Și nu înțeleg de ce trebuie să faci. În tot acest contract nu sunt folosite alte cuvinte decât plata. Plata. Plata peste tot. Da. Și întârziere. Dar plata nu faci. Deci noi nu facem transportul acestor deșeuri. Noi nu facem preluarea Consiliului Local acestui depozit. Nu înțeleg eu, ți-a fost pe lume. Deci nu preluăm noi acest depozit. Preia acest rompres sau cine este, ADIS-ul. Nu, nu, ce nu, calita- nu. În ce calitate trebuie să avizăm noi acest contract? V-am spus, noi suntem membri în ADIS. Da. Deci noi suntem Comuna Mânzirea Ca și mai alături de ceilalți 63 de membri, suntem membri în ADIS, da? Deci ADIS-ul preia ADIS-ul preia ADIS-ul. V-am spus, municipiul Bacău și ADIS Bacău. Așa. Și deci, municipiul Bacău predă și ADIS-ul preia. Iar operatorul care operează strict pe el este rompres. Cine face recepția acestei cantități care vin la Mânzirea Cașa? Cum se face recepția acestei cantități care vin la Mânzirea Cașa? Ca să poți să faci plata legală. Cântăriți. Dar cine? Va fi cineva, un reprezentant al comunii? Va fi ceva? Nu. Sau cerul de sus? Iertați-mă, eu cu totul, mi se pare rău, e ceva care mie nu mi se pare bine, îmi pare rău că e poate prima dată când spun, nu înțeleg de ce Consiliul Local trebuie să aprobă asta. Am aprobat să fim în ADIS? Aprobăm să dăm 3,7, 3,70 lei sau cât Dumnezeu? De ce să mai apropiat? 2 lei, 40, nu știu, unde, de tot din aia 3,70, nu înțeles. Asta e prețul pentru... Cine ne face recepția? Ați ca să mă amestecăm. Da. Facem un vas cu care... Păi de-aia, nici eu nu înțeleg asta aici. Municipiul Bacău are o celulă de depozit, da? O predă la ADIS. El o predă la ADIS în baza unui preț, da? Doamne, plătești 24 de lei taxa pentru folosirea mașinii. Deci ADIS-ul trebuie să plătească taxa asta în fiecare lună. Din cei 3 lei și 7, 6 care am aprobat, noi se plătește și taxa asta. Dar de ce? Așa nu de ce te semnez eu? Dacă eu îi dau la ADIS 3,70 lei, dacă eu îi dau la ADIS 3,70 lei, de ce ți-a aprobat 2 lei pe acesta lor? Noi suntem membri în ADIS. Da, eu sunt de acord să dau 3,70 lei. Asta am aprobat. Deci din taxa de...
de colectare care am aprobat-o noi la nivel local, să plătești inclusiv taxa. Dar cine plătește? ADIS-ul, nu noi. ADIS-ul, domne, nu plătim. Așa, de ce s-a plătit la acest contract? Deci ce de un aviz consultativ, ADIS-ul. Da, ați înțeles? Noi suntem membri la ei. Domnule, în continuare, deci trebuie sistemul de lucru. Nu știu cum se face recepția, nu știu cine face recepția, nu știu cine cântărește, cine face. Dacă vreți să discutăm logic, discutăm logic. Da. Deci, eu vă spun așa. Dumneavoastră m-ați întrebat de ce trebuie aprobat asta. Da. Bun. Istoriți mai aprobat pe 40, că n-am 370 aprobat. Noi aprobăm modelul de contract, domnul Bucur. Cât plătește ADIS-ul către primăria Bacău? Ce mă interesează mine asta? Păi pentru că suntem membri. Din cauza asta ne întreabă și pe noi cineva. Ne întreabă pentru că noi suntem membri acolo. ADIS-ul suntem noi. Până la urmă ADIS-ul suntem noi. ADIS-ul suntem noi, comunele. Asta este corect. Da. Faptul că... O altă problemă. Nu plătim noi. Nu plătim noi. Da, plătim pe total. Și din toate cele. Nu noi. ADIS-ul. Da. ADIS-ul? Da, nu noi. ADIS-ul plătește. Bine, că și noi plătim la ADIS-ul, la rândul nostru. Și după să ne trezim cu depozitul de bunuri aici, că nu-l ia din cauza că am plătit la acest confort. Nu, haideți că da, lucrurile sunt cumva mult mai complicate decât păi tu mai trebuie de aici am eu v-am spus... Aveți... prima dată când am fost foarte atent și am văzut că sunt... Noi avem... Undeva nu cumva ne joacă ceva, nu știu. Marele nostru noroc... Că crește prețul. Nu fie un joc de... Haideți că revin. Marele nostru noroc este că încă avem utilajele și pe care asta am vrea să continui și să susțin ideea de a le păstra, de a le... Să le folosim categorie. Nu să le folosim. Sistemul sectar. Adică este dreptul nostru să luăm în calcul că sistemul ăsta nu va merge. Iar în momentul în care nu va merge, dacă va veni momentul ăla, noi trebuie să ne reactivăm ce avem noi. Deci asta cred că e cel mai important lucru. Am purtat o discuție cu foarte multă lume. Vă dați seama că cunosc și mă cunoaște foarte multă lume. Eu personal, dacă nu vreți dumneavoastră la altcineva, nu-i semnez pentru container. Și ca mine, din 200 de oameni care am discutat, eu știu nu semnează nici 5 oameni. Dacă nu vreți să-mi spuneți, eu vă semnez de rușinea dumneavoastră. Dar dacă vreți, domnul vice, nu-i semnez. Ați înțeles sensul discuției, da? Da, înțeles. Deci nu-i semnez. Având noi ce ne trebuie și fiind bine organizați. Toți primarii de județul Bacău au insistat ca distribuirea pubelilor să se facă prin primărie. Deci prin primărie se facă. Pentru că nu se face. Nu se face. Eu știu asta. Însă până atunci o să vedem. Păi nu-i clar, dar nu-i 5 ianuarie, ați zis. Bă, da, 15 ianuarie, dar deocamdată nu s-a mișcat nimic, bă. Adică ce se întâmplă? Noi nu putem să rămânem. Noi... Poate v-am reținut, n-am înțeles. Sunt omul care... Da. Adică, dacă făcusem ceva bun și mergeam bine, deci bine, satisfăcător. Am mers cum am putut. Satisfăcător, dar am mers, nu? Haideți să strângem asta, să facem acest colos în care are cineva interesul și zace în el acolo, nu se poate. Ascultați-vă ce spun aici, se întâmplă ca la Constanța. Ați auzit ce e dacă mai era Constanța? Da. Și deocamdată eu... Bun. Eu chiar nu vă zic. Eu am preluat groapa de bunuri. Dacă noi facem, continuăm cu societatea noastră, unde duc bunuri? Trebuie să spune, băi, nu mă rog, nu mă rog. Am înțeles asta, da. Alte cinci. Noi aprobăm la modelul de contract. Da. Atât, nu altceva. Da, știți că... Odată ce aprobăm... Eu m-am mai frânt în mers. Odată ce aprobăm... Suntem de acord cu orice. Orice. Nu plătim noi nimic. Odată ce putem... Odată ce suntem... De banii care dăm noi, chiria asta care 3,70 sau... Asta oscilează, o să crească preț. La nivelul precului cele 73 de comune se plătește către această... Și când ai pus și s-au pus de bară, atunci te-ai trezit că gata. Pentru că s-au învolățit de la proiectarea deșeurilor astea. Aici. S-a lăsat de ajuns. Nu cred, da. Milionare de euro. Ați văzut că noi n-am reușit să fim învolățit, domnule.
Nu, vreau să zic că alții care se prin București, prin Constanța, da. Și acum și ăștia se îmbogățesc pe seama asta. Dar nu o să răcească, e fiți sigur. Îmi vine cineva să ne facă serviciu gratuit. Da, în fine, haideți să... Dacă mai sunt la concret, dacă domnul Iuda... Noi când am aprobat să ne asociem în aviz, așa, știți că am aprobat, o spun din Consiliul Local, o taxă de reintegrare a acestui aviz, da? Noi am mers la timpul respectiv în calitatea pe care o aveam noi, pentru că aveam acea societate la nivel de comună, deci Cașin și Mănăstirea Cașin, și am zis că vom merge tot cu ea în colectarea deșeurilor și predarea către ăsta. La momentul în care, de exemplu, mie mi s-a terminat proiectul ăla, mă gândesc că pentru viitor primăria Mecașă va fi nevoită în continuare să mai contribui și cu alte sume din bugetul local pentru susținerea acestei societăți, în afară de taxele pe prestația făcută? Conform contractului, da. Deci, în mod, conform contractului, da, pentru că îi pot schimba. Chiar în asta spune, nu stați schimba. N-ați înțeles ce a întrebat domnul meu. Da, am înțeles. Deci, da, noi avem o societate care funcționează la ora asta și se numește SECE Polțea. Da. Da. La momentul în care activitatea va fi preluată de Romprest, deci în momentul în care s-au distribuit pubelele în Comuna Mănăstirea Cașin și a început colectarea de Romprest, atunci Consiliul își suspendă activitatea. Deci el, da. Vom veni în fața Consiliului Local și vom cere o suspendare exact cum discutam. Un an de zile, 2 ani de zile, 3 ani de zile, cât ne permite legea, și să rămânem motivat de faptul că avem toate avizele și tot ce ne trebuie, să rămânem în stand-by în momentul în care se întâmplă ceva care să nu fie în regulă, să reactivăm Consiliul. Deci, în momentul în care noi Romprestul va funcționa, v-am spus cum va funcționa. Va face serviciul lor de zile, la sfârșitul lunii ne trimite factura, noi trebuie să scoatem banul din buzunar și să plătim factura. Și aici nu deci nu va fi nevoie de alte sume decât de cele care ne prevedem la începutul anului, în bugetul inițial. Nu înțeleg de ce trebuie să fie eu argatul acestui adis, să mă ocup eu în continuare de colectarea deșeurilor, pe când dincolo de aceste societăți au un plan de venitor al lor, au oameni angajați să facă asta, deci ei mai departe văd un contract încheiat între prestatorul de servicii și, eu zic, fiecare persoană în parte. Pentru că omul, mai departe, deci nu mă angajez eu. El îți spune, domnule, la UAT Mecașe, după rata UAT-ului, s-a încasat prin 30 de turi de gunoi, da? Cu banii ăștia. Eu după aia vin și mă întorc către cetățenii din zonă să încasez suma respectivă. Nu știu dacă va reuși. Deci, eu vă întreb așa. Noi avem Consiliul, da? Dacă nu era Consiliul Local Mănăstirea Cașin în funcționa Consiliul? Sincer. Păi, suntem toți aici. Funcționa sau nu funcționa? Nu funcționa, nu cum putea. Vă întreb dacă funcționa sau nu funcționa. Din dată pe care ne știm noi. A funcționat așa cum a funcționat, pentru că l-am sponsorizat noi de-a lungul timpului cu niște sume, că altfel eram ordin. Ideea, când am făcut Consiliul, ideea generală a fost, doamne, nu mai vreau. Punem o taxă de 2,5 lei, o taxă minimă, ca să poată să o plătească cât mai multă lume și să putem să ne facem treaba. Deci, din cauza asta, el nu putea să funcționeze dacă nu era Consiliul Local. La fel e și aici. Eu nu vreau. Eu fac o paralelă. Din banii comuni, din banii publici, să-ți controlizez, deci, activitatea prestată pentru Ionescu Popescu. Deci el, dacă să știe că i-a făcut prestația asta, în momentul când are pobiera și a ieșit și a predat-o cu gunoi așa, eu știu, domnule, am trecut la el, o are, am încheiat contractul între el și ăsta, deci spunând nu mă ideal, deci, nu mă ideal. Mai faci o propunere la bugetul local în care vei spune așa, să se plătească la această vis-a-vis-a bama naibilor, numai banii care se casează. Ceilalți sunt deturnați de fonduri, din bugetul statului. Sau din bugetul care devine comunii de stăia ca așa. Da. Cred că toți consilierii vor fi de acord. Dar nu uitați că înainte de asta... Iar îți facurează și dacă nu plătești, îți blochează conturile, domnul Bucu. Stai, știi că... Noi am aprobat și caietul de sacin, care
pentru care operatorul a... Nu sună așa. Acum sună prea dur așa. N-am băgat noi de seamă atunci, dar să știți că... Exact cum ne-ați văzut acum să aprobăm modelul de contract. Ideea este următoarea și vom amintiza de la... Aduceți-vă aminte că tot am zis, da, vom ajunge în momentul vederii, vom ajunge în momentul. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem noi este să, din momentul în care începe funcționarea, ca să ne și conformăm, să fim în regulă cu toată lumea, suspendăm activitatea consiliului pentru o anumită perioadă, toate utilajele și tot ce înseamnă containere, oricum noi nu vom mai pune containere. Eu sunt sigur că noi nu vom mai pune containere, pentru că toate, din momentul în care o să începem să distribuim pupelele în teren, o să desfacem tot ce înseamnă container și platforme. Toate platformele. Dacă plătim chirii la pubele. Nu plătim chirii. Păi uitați, domnule, uitați să urmați la contract. Dacă îl luați legătura cu avarea, contract de servicii, prestări servicii sau salubrizare. Haideți că ajungem și acolo. Ajungem și acolo. Mai am păi da, dar aici plătești, domnule, plătești de euro pubelă, ori îl cumperi cu 1.800.000, ori plătești 100 din direct pe lună. Deci plătești chirii. Plătești chirii. Dar stați ca să vedeți întâi despre ce vorba. Păi încurcăm de nu mai știm nici noi. Deci, strângem eurocontainerele, rămân pubelele în teren, iar în momentul în care reactivăm și da, nu știu cât în siguranță să vă spun eu că sunt sigur că vom reajunge la reactivare, dar eu sunt sigur că undeva, într-un termen de maxim 2 ani de zile, o să ajunge la reactivare, atunci intrăm, am spus un termen maxim, da, eu am zis un termen maxim, că nu se știe ce... Așa, automat noi să începem, să reîncepem noi treaba și să... să... Și plătim noi 24, luăm noi 7 lei, eu revin la asta, da? Gata, am terminat. Deci la articolul 11 al NIA 4, zice așa, neachitarea facturii în termen de 60 de zile de la data scadenței, atrage întreruperea prestării serviciului strict pentru OAT-ul care nu a achitat către ADIS. Deci nu mă implici pe mine OAT în această activitate. Nu are nicio treabă. Eu dau la ADIS? N-am treabă, iau la ADIS. Deci nu am achitarea OAT-ului. Aici, articolul ăla de serviciului. Nu înțeleg de ce. Că la partea finală de ei îl sunt dată către mine, mă dipitează cu, și exact cum zicea dumneavoastră, de unde am eu garanția că sunt 30 de tone și unul 29 de tone. Deci o confirmare asta. Eu dacă m-am dus într-o ședință când am fost cu ADIS-ul, eu chiar am și întrebat, domnule, cine stă în spatele acestei, să spun, afaceri, să mai bine zic. La care, deci, am aflat la timpul respectiv acolo. Consiliul Județean. Consiliul, am zis Consiliul Județean. Prin niște oameni pe care era discutabilă chestiune. Deci, nu știu, eu nu văd implicarea, cum să spun eu, a Consiliului Local. Dom'le, societatea vine, îmi face prestări, deci eu pe mine mă vin, proiectul meu s-a finalizat, am încheiat proiectul, de aici încolo unitatea, deci care îmi face colectarea deșeurilor, vin, încheie contract cu mine, exact cum era și înainte. Îi dau banul, spune, dom'le, el își face niște calcule pentru valorile care trebuie să le încaseze ca să reziste în timp, așa, și atunci n-am nimic în potere. Aceeași idee, aceeași idee. Nu, încercați să gândim despre serviciul ăsta ca fiind un serviciu oarecare. Vedeți și vă spun, salubrizarea ca fiind un serviciu oarecare. Îl vreau să-l fac, îl fac, dacă nu vreau să-l fac, nu-l fac. Pentru că, de ce, domnul Micu, amintiți-vă că a venit un privat în Comuna Mănăstirea Cașin, cu acum 7 ani de zile și avea 20 de contracte, 50 de contracte, da? Și făcea porțiunea din, de la stradă și restul, toate deșeurile erau pe malul Cașmului. Așa se va întâmpla. În momentul în care este lăsat la atitudinea fiecăruia, vă spun, ce să fac cu contract? Dar ce, cine mă obligă pe mine să fac contract, da? Din cauza asta am să fac să face primul atent, domnul Consilier. Din cauza că altfel nu ar putea exista obligația. Și ar face 100 de ieși, să zic că ar face cei care, chiar n-ar avea, eu aș fi unul dintre cei care își face, că n-aș avea un sânduc cu gunoiul. Dar cel care îi trece pe rău pe fundul grădinii spune, te-am salutat din mersul, eu l-arunc acolo. Și va fi responsabilitatea administrației publice locale ca să fac curățenie. Va fi amendat cu primărie. Da, betonul rămânii. Aici cu betonul rămânii.
Nu! Spuneți! Domnul Bucur, stați de liniștit. Am discutat cu stați de oameni că vă, platforma nici nu vă veți da seama unde a fost. Ascultați-mă ce vă spun eu. Desfințați tot, domnul Ivar, pentru că eu uitați. Deci dacă nu desfințăm platformele, tot gunoiul acolo va fi. Exact, și vor fi baldări întregi. Poți să luați betonul? Vom avea scandalul pe manetă acolo. Deci, stai puțin, eu am avut legătura cu ce am contract. Dar dacă ați făcut contract cu fiecare om în parte. Dacă nu faci un contract cu fiecare om în parte, tot la fel să aruncă și pisul poți. Și așa, așa. Ia uitați, la fontanele de 1100 de litri, domnul ăla, s-a legat de primul. Păi nu e legat de primul, că n-am nicio legătură. Este un contract pentru agenții economici. Agenții economici nu vor primi bere și fontanele decât dacă vor să cumpere de la ei și să cumpere cu prețurile astea și dacă nu se duce și își cumpere de la... De unde că se știe. De unde că se știe. La asta se referă. Ce spune din asta? Păi deci adiesul, deci mă limitează pe mine primăriei, nu? Da. Cu valoare. Și mai departe, ce servicii? Adiesul ne limitează pe noi în următorul fel. Câți locuitori are comuna Mănăstrea Cașin în luna ianuarie, să zic, da? Avem 5.000 de locuitori. 5.000 înmulțit cu 3,76, când am văzut, doar aștept bani că se dă unii să pare. Și-am de cine e, dar mă mult. Da, dar nu are niciun treabă, domnule. El nu văd poate cum să zic. Încă asta, dacă eu, cum să spun, poate nu noi, eu nu-i plătează serviciu. Nu există să nu faci cu noi. Nu există. Bun, accepțiunea lege nu există să nu faci cu noi. Dar dacă ești plecat din localitate. Ești plecat din localitate, trebuie să vii la primărie, să declar, domnule, sunt plecat 15 zile sau o lună de zile. Dar implicarea noastră este o mare a primăriei, după care nu o trece în arcat, la ce discuție. Haideți să vorbim pe rând, ce a spus domnul. De ce să mă transform eu în argatul societății și faci cu serviciile? Urmărește, cum să spun eu, pentru fiecare urmă în parte, că astea fi bani în rețet. Domnule, mi-a făcut serviciu, deci societate, deci ia să-și facă treburile. Deci nu-i li fac eu, deci nu. Deci practic nu are cum. El îi face simplu matematic, pentru că el îmi forțează mâna. Plătesc și nu faci nevoie. N-are cum că e un colos. Era mai mărunțele așa, nu era mai. Eu aici, dacă era toția lui nostru, nu avea. Dacă repede, este numărul de locuitori cu la care era altceva. Deci eu plătesc și munca și din munca care se face. Deci nu mi se pare corect. Deci sunt până la urmă. Deci asta mi se pare corect. Deci ziceam, dacă 30% din 700, din 7.000 locuitori, 30% noi nu plătesc. Cine plătește diferența? Deci? Primărie. Păi de ce? Dar ce vorbesc așa, nu plătești până la de zi. Sumele respective intră în debit și urmează cursul exact ca pe drumul ăsta. Așa nu am debit. Deci atunci și acum la Corțel avem în debit cu dumneavoastră. La Corțel avem la primărie. Da, avem la primărie, exact. Toate impozitele și taxele locale, știți că aproape 20% din total nu se încasează din diverse motive, da? Din fel de fel de chestii. Haideți că asta e cu tot o altă problemă, da? Dar tot știu o chestie. Deci și afară, să strâng gunoaiele, dacă nu-și plătești gunoi, nu-i mai de dreptul să facă rate, nu-i mai de dreptul. Deci ideea de un drept. Da. Până așa de dreptul. Asta e numai de constrângere. Până așa de dreptul. Îți blochează conturile. Da, ideea este de a aproba contractul dintre municipiul și ADIS. Restul, da, ce mai avem noi, da, supunem la vot. Cine este pentru? Nu e ce nu știu ce să facem pe zi. Deci ai numărul. Deci pentru, cum am zis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pentru. Cine este împotrivă? Nici împotrivă. Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu am dată. Stai de la piesă, care e numărul la piesă. Da. Piesă, da. Bine. Cine se mai ține? Eu. Scrie eu. Nu. 7, da? 6, sunt 6. 2, 4, 6, 7. Așa. 7 sunt? 6, 8, 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 8
terminat punctul. S-a votat, da, 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 da
Dumneavoastră era cel care... trecem la punctul 2. Aveți documente? Tarifele operatorului depozitului conform eșelor. Doamna președinte, 5 zi. Okay. Da, bun. Nu te-am auzit. Da. Am un moment obosit. Te cred. Da. Am zis, mai încet. Atunci am fost prima. 45 și acum am ajuns de 75. Așa. Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Da. Spune așa. Atașat, având în vedere faptul că relativul rândul reprezentare din asta calitate de primar este poate având împreună cu alte 64 de relativul calitate de delegatar în cadrul contractului de delegare privind concesionarea serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Vă rugăm să luați toate măsurile pe care le considerați necesare pentru a vă asigura de desfășurare în condiții a contractului de delegare de concesiune prin concesionarea serviciilor de colectare. În acest sens vă reamintim faptul că Mateu, reprezentat din astfel, în calitate de delegatar. Astfel, orice hotărâre a cărui Consiliul Local din cele 65 contrare prevede planului anual în ce privește aprobarea taxei cu cuantumul de 3,76 lei pe lună, nu știu, respectiv 9,25 de lei, persoană în mediul urban, conduce în mod direct la imposibilitatea asigurării sursei de finanțare a serviciului pentru toate cele 65 de bucate. Noi am aprobat-o pe asta. Cu taxa, aprobarea modelului am aprobat. Da. Și avem în anexă, avem prețurile la deșeuri, la depozitare. Deșeuri reziduare din rural, tarif tonă conform ofertei 317,73 lei. Deșeuri reziduale din urban 162,93, deșeuri reciclabile în rural 110,29, deșeuri reciclabile în urban 65,14, deșeuri biodegradabile în urban 277,82, deșeuri periculoase din deșeuri menajere populației din rural 2435,87, deșeuri periculoase din deșeuri menajerele populației din urban 569,22, deșeuri voluminoase de la populație din rural 624,51, deșeuri voluminoase de la populație în urban 310,03. Astea sunt prețurile de depozitare.
De ce așa nu trebuie să ne interesezi pe noi? Păi nu, pot, dacă suntem membri, orice la cunoștință, ne trebuie să luăm. Da, nu, tot în noi. Nu, 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 dar ne aduce la cunoștință, efectiv. El nu face o informare. Deci, referitor la adresa noastră, numărul 678, e vorba de municipiu către ADIS. Referitor la adresa noastră 678 din 29-10-2015, înregistrat la primăria municipiului Bacău, sub numărul 43-493 din 29-10-2015, vă comunicăm următoare. În prezent, EcoSud ESA se află în perioada de mobilizare și va opera din ianuarie 2016. Categoriile de servicii prestate de municipiul Bacău sunt depozitarea deșeurilor și operarea stației de epurare a levigatului. La data, la această dată, municipiul Bacău încasează contravaloarea serviciilor de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale nepericuloase. Prin adresa 8757 din 5-11-2015 s-a transmis SCE EcoSud ESA, draftul actului adițional, anexat la adresa primită de la dumneavoastră. De la preluarea efectivă a operării menționat mai sus, SCE EcoSud va opera toate instalațiile de depozit la tarifele anexate prezente, adică am citit. Până la preluarea operării de tuiul între SCE EcoSud, suntem de acord să încheiem un contract cu ADIS în vederea depozitării deșeurilor municipale nepericuloase la tariful de 24 de lei pe tonă pentru deșeuri menajere și 6 lei pe tonă pentru deșeuri din construcții și demolări. Tarifele pentru operarea stației de sortare sunt prezentate în anexă. Valorificatorii, reciclatorii vor fi stabiliți de SCE EcoSud. Tarifele pentru serviciile de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor nepericuloase din județul Bacău sunt anexate în prezent. Durata de timp estimată până la utilizare de plină capacități de depozitare în celulă 1, 5-7 luni. Semnează pădurea noșu. Astăzi o să par caragios, dar tot mai pun o întrebare. Acolo am auzit deșeuri din demolări. Deci dau 6 lei pe tonă, dacă demolezi, îl chem pe el, vine și-mi ia deșeuri? Nu, dar roată. Dar n-am înțeles. Așa spune acolo, deșeuri din demolă. 6 lei pe tonă. Îi dau telefon că a stricat casa și vreau să o dărâng. Eu și vine și-mi ia 6 lei pe tonă. Dumneavoastră și voi ia 6 lei pe tonă la poarta... La depozit. La depozit. Duce acolo. Nu vine nimeni. Mă duc la bator. Duci chertice acolo, da. Sunt cei care sunt aproape de orașul Bacău. Sunt constructori care... Da, dar nu mă interesează să vin. Se referă mult la... Nu, da, eu sunt... Vedeți cum am spus. Da, deci... Ăsta, nu, avea la punctul 3 modelul de contract. Să facem în punctul 3 o contract între agenții economici... Deci ăsta a fost punctul 2? Punctul 2 a fost, da. Ăsta e 2? 2, da. La punctul 3... Da, păi, exact ce a spus domnul Bucur. Pe noi nu ar trebui să ne intereseze asta. Noi ne-am trebuit contractul între noi și ADIS-ul ăsta care ne ia. Ce face mai departe ADIS-ul cu România? Nu ai să ne ia ADIS tot o să ia. Deci aici a funcționat doi părți. ADIS-ul și altul. Da, nu, asta trebuie aprobat. În ADIS, noi l-am delegat pe domnul primar să ne reprezinte. Acum, ADIS-ul informează Consiliul Local. Bine, și da, nu cere și aprobare. Nu și cere și aprobare, bineînțeles, nu poate să... Adică sunt chestiuni unde poate să voteze domnul primar singur, probabil în... Așa, și sunt chestiuni care trebuie hotărâte de Consiliul Local cu aducerea la cunoștință. Deci, sistemul așa cum funcționează. Deci, ADIS-ul... Îl controlează asta facem noi economii care trebuie acum aia, nu? ADIS-ul este cel care face contractul de delegare a gestiunii, a serviciului public. Corect. Deci el îi dă serviciul... Și el îl controlează pe aceea și economică la el, cât e bună aia ea, prețul, el îi fixează, nu? Trebuie să existe două părți, ca să fie o parte contractuală. Da. Lasă-o vă lucru. La rândul lor, el are corom prețul ăsta care, nu știu, dar el a delegat serviciu. Operatorul nu. Exact cum am delegat noi serviciu către Colțel. Noi fim membri la ADIS. Pentru că eu n-am în spate la acestea. Așa, modul de calcul, de ce să spun aici, e 125,84 pe metru cub, și noi 115. Așa. Mă gândesc că din atâtea locatiuri care s-au înscris acolo,
E posibil, domnule, să spunem 15, 18 OAT, o stabilit și un alt preț, o ăsta. Eu trebuie să merg până să spun, numai să aprob ceea ce nu pun ăsta. Stabilite niște prețuri. Prețul de referință, nu trebuie să spunem. Am bucat în banii calculații, am bucat în dacă nu vrei tot. Tu trei, am terminat. Nu te gândi. Doi, doi. Pentru agenții economici. Avem modelul de contract dintre Romprest și agenții economici. Deci, la agenții economici se va face contract direct cu agentul economic. Se va face contract direct, nu va fi cum am dat noi hotărâri pentru toată lumea, da? Așa. Și la instituții publice și... Inclusiv instituțiile publice, da. Tot ce înseamnă agenții economici, toți suntem înregistrați la agenții economici, chiar dacă nu... Cei care au societățile în casă și ăștia plătesc. Absolut tot ce înseamnă agenții economici, indiferent de dacă și cu banii, da? Da, spune-i domnul. Bun. Haideți că avem de tăbăcit aici câteva... Contract de prestare servicii de salubrizare între compania Romprest și societatea X, așa, reprezentată prin director sau domnul, doamna, așa, adresă, mă rog, ăstea situațiile, în cadre. Articolul 1, obiectul contractului. Colectarea separată și transportul separat la stații de transfer sau la stații de sortare, stații de compost sau la depozitul conform arondat al deșeurilor municipale, inclusiv al deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în vederea tratării acestora după cum urmează. 1. Colectarea separată, transportul separat al deșeurilor menajere reziduale generate, inclusiv eliminarea lor prin depozitare. Ritmul de colectare este o dată de două ori sau de câteva ori se stabilește de la săptămână, în interval orar, la adresa, sediul social, punctul de lucru și așa mai departe. Colectarea și transportul la stațiile de compostare al deșeurilor biodegradabile, deșeuri alimentare, deșeuri din piețe, restaurante, catering, etc., inclusiv tratarea acestora generate de persoana fizică. Colectarea și transportul deșeurilor periculoase și deșeuri asimilate celor menajere, inclusiv tratarea acestora. Colectarea și transportul deșeurilor industriale nepericuloase, deșeuri din construcții și demolări, inclusiv tratarea acestora, la depozit, la solicitarea utilizatorului pe bază de comandă scrisă în recipiente, cupe, container, 7 metri, de la 7 la 12 metri cub și cu mijloace auto special destinate acestei operațiuni. Colectarea și transportul, inclusiv sortarea deșeurilor reciclabile, hârtie, carton, plastic, metal și sticlă, separate la sursă, din recipiente, containere euro, cubele, sași din plastic, pe care operatorul le va pune la dispoziția utilizatorului contra cost, prin închiriere sau vânzare, în punctele proprii de amplasare, în baza unui program de colectare. Preluarea și transportul acestor deșeuri, colectate selectiv de către utilizator, din locația sediului acesteia, pe categorii. Hârtie, carton, metal, plastic și sticlă se va vizea în intervalul de timp de maxim număr de zile, în ritmul de o dată, două ori pe lună, cum se stabilește, orele, așa, să încheie banii sau nu. Colectarea și transportul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, așa numitele deșeuri periculoase, la centrele de colectare, punctele de colectare, stocare temporară, la solicitare și conformitate cu programul elaborat, inclusiv tratarea acestora, colectarea și transportul deșeurilor voluminoase neasigurabile celor menajere, exemplu, mobilier, la centrele, punctele de colectare, stocare temporară, la solicitare și în conformitate cu programul elaborat, inclusiv tratarea acestora. Durata contractului se încheie începând cu data de și este valabilă pe toată durata valabilității contractului de legare prin concesiune la gestiunii serviciului de salubrizare în județul Bacău, numărul 180 din 6-5-2015, devenind astfel subsecventa acesteia. Încetarea contractului nu afectează existența obligațiilor deja scadente între părți. Tarife și preț de închiriere, vânzare, recipiente. Tariful pentru colectare separată, transportul separat al deșeurilor menajere reziduale, inclusiv eliminarea prin depozitare, este 553,59 lei per tonă, respectiv 110,72
Benmetru Cup, la care se adaugă TVA. Prezentarea contractului prezentului contract, utilizator non-casnic devine abonat operatorului și va achita lunar contravaloarea unei cantități minime de 1 metru cub de deșeuri menajere reziduare pentru utilizatorii care nu au siedi sau, și sau puncte de lucru la etajele superioare ale blocurilor, începând cu etajul 1. Contravaloarea unei cantități de 0,5 metri cub de deșeuri menajere de reziduare pentru utilizatorii non-casnici care au siedi și sau puncte de lucru la etajele superioare ale blocurilor, începând cu etajul 1. Contravaloarea unei cantități minime de 0,25 metri cub de deșeuri reciclabile pentru fiecare punct de lucru. Tariful pentru colectarea și transportul la stațiile de compostare a deșeurilor biodegradabile este de 946,82 lei per tonă, respectiv 189,36 lei per metru cub, la care se adaugă TVA. Acest tarif nu conține taxa de compostare. Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase din deșeurile asimilabile celor menajere este de 2065,59 lei per tonă, la care se adaugă TVA. Acest tarif nu conține taxa de eliminare tratare. Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor industriale periculoase, deșeuri de construcții și demolări, inclusiv eliminarea prin depozitare, este de 101,47 lei per tonă, inclusiv respectiv 125,84 lei per metru cub, la care se adaugă TVA. Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile separate la surse este de 1262,78 lei per tonă, respectiv 126,28 lei per metru cub, la care se adaugă TVA. Acest tarif conține taxe de sortare deșeuri. Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor de echipamente electronice și electrice de euro este de 1042,55 lei per tonă, la care se adaugă TVA. Acest tarif nu conține taxa de eliminare tratare. Tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase este de 866,98 lei per tonă, la care se adaugă TVA. Acest tarif nu conține taxa de eliminare tratare. Toate aceste valori tarifare, astfel cum sunt redate în aliniatul 3 cu 1, 3 cu 7, nu cuprind taxele de transfer, tratare, compostare, sortare și depozitare a deșeurilor colectate și transportate la finalizarea licitațiilor organizate pentru administrarea stațiilor de tratare din area județul Bacău, vor fi augmentări ale tarifelor care se vor aplica numai în baza aprobării AGRA a ADIS Bacău prin act administrativ. În perioada de tranziție, colectarea deșeurilor municipale, menajere și similare acestora se va face în amestec, iar decontarea serviciului se va face la tariful pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere rezidoare de 553,59 lei per tonă, respectiv 110,72 lei per metru cub, la care se adaugă TVA. Da. La solicitare, operatorul va dota utilizatorul cu recipiente de precolectare a deșeurilor prin închiriere sau vânzare, cumpărare, după cum urmează. Saș de 120 de litri, 1,2 lei, saș de 240, 1,7 lei, euro pubelă de 240 de litri, 180 de lei bucată la vânzare, 10 lei chiria pe lună, o container de 1100 litri, container de 1100 litri, 1350 de lei la vânzare, 37,5 lei pe lună chirie, cupă container 5 metri cub, 8280 la vânzare, 230 taxe pe lună, cupă container 7 metri cub, 9360 la vânzare, 260 de lei chirie pe lună, cupă container de 12 metri cub, 15840 la vânzare 440 chirie pe lună, cupă container 24 metri cub, 20160 la vânzare, 560 de lei la chirie. Prețurile nu conțin TVA. Actualizarea tarifelor practicate se va produce de regulă. Dacă un parametru, prețul carburanților, inflația, cost de depunere la stația de transfer sau la stații de sortare, stații de compost sau la depozitul conform arondat,
a deșeurilor, influențe legislative, etc., al costurilor se modifică cu mai mult de 5%, precum și în situația aprobării, ajustării, modificării, stabilirii tarifelor în baza normelor metodologice instituite prin ordinul ANRSC 109/2007. Noile tarife vor fi aduse la cunoștința utilizatorului cu 15 zile înaintea începerii de perioadă de facturare și sau după aprobarea acestora de către AGA, Adunarea Generală a Asociațiilor, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea DIS Bacău. Drepturile operatorului să factureze, să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate, să aplice la facturare tarifele în vigoare pentru cantitățile alocate, determinate în baza bonurilor de confirmare, emise la preluarea deșeurilor și confirmate de utilizator, să propună modificarea tarifului stabilit atât în situația de schimbare semnificativă, lăsați-mă ca să citesc, da? Da. A echilibrului valoric al contractului, cât și în condițiile articolului 3.9. Să aplice penalități de întârziere în cazul unei achitări facturilor în termen, să suspende sau să limiteze prestarea serviciilor către utilizator, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii. Să solicite recuperarea debiturilor în instanță. Obligațiile operatorului. Să asigure prestarea activităților conform prevederilor contractuale și cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare. Să pună la dispoziția utilizatorului prin vânzare sau închiriere mijloacele de realizare a precolectării, recipiente, inclusiv saci de plastic, inscripționați corespunzător pentru fiecare tip de deșeu contractat, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive. Operatorul va la solicitarea utilizatorului va instala contracost în spațiile de depozitare speciale, de recipiente de precolectare selectivă a deșeurilor, numărul și capacitatea recipientelor se calculează în funcție de calitatea deșeurilor colectată și de numărul lunar de colect. Inscripționarea recipientelor și aplicarea marcajului colorat, dacă este cazul, care să asigure identificarea destinației recipientelor de precolectare, sunt operațiuni aflate în sarcina operatorului. Să colecteze deșeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul fiecărui tip de deșeu contractat, să factureze serviciile prestate în conformitate cu cantitățile colectate și confirmate de utilizator la tarifele stabilite aprobate de ADIS Bacău, să înregistreze toate sesizările utilizatorului și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora în termen de maxim 48 de ore, dacă acestea se referă la nerespectarea ritmului de colectare asumat prin contract pentru celelalte reclamații. Termenul de soluționare este de 30 de zile de la înregistrare. Să încarce întreaga cantitate de deșeuri, cele din categoria pentru care se face colectarea și să lase în stare de curățenie spațiul destinat ambasării recipientului de precolectare, încărcarea se va face astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu există posibilitatea împrăștierii lor pe căile publice. Să încarce deșeurile menajere în vehiculele transportatoare, direct din recipiente, este interzis să se răstoarne recipienți încuți pe stradă sau pe trotuare. Personalul care efectuează colectarea trebuie să manevreze recipientele cu grijă pentru a evita deteriorarea lor, precum și producerea prafului sau răspândirea deșeurilor în afara autovehiculelor de transport. Să așeze după golire recipientele în poziție normală pe locul de unde au fost ridicate. Toate operațiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului și a altor inconveniente pentru utilizator. Să aducă la cunoștința utilizatorului modificările de tarif și alte informații necesare prin adresa atașată facturii sau prin afișare la sediul utilizatorului. Să informeze utilizatorul despre obligația sa de a ține la zi împreună cu autoritățile administrației publice locale evidența tuturor utilizatorilor cu sau fără contracte de prestări servicii în domeniu pentru a se analiza, examina și a dispune de către factorii de resort măsurile impuse de actele normative de protecție a mediului și a sănătății publice. A se deconta eventual prestația direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens.
a se aplica sancțiuni contravenționale corespunzătoare pentru utilizatorii persoane juridice care nu dețin contractele de prestări servicii de salubrizare. Să informeze autoritățile administrației publice locale sau ATIPACO despre cazurile de limitare, suspendare a serviciului de salubrizare la utilizatorii persoane juridice din area de operare. Să ridice deșeurile în zile și intervalul orar stabilite. Drepturile utilizatorului. Să-i se presteze serviciul public de salubritate în ritmul și la nivelurile stabilite în contract. Să conteste în scris mențiunile facturii când constată neconcordanțe în termen de 20 de zile de la data emiterii acesteia. În caz contract, facturile vor fi considerate ca fiind având bun de plată din partea utilizatorului. Orice obiecție făcută ulterior acestui termen nu va avea relevanță juridică. Să primească răspuns în maxim 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale. Să solicite și să primească în condițiile legii despăgubiri pentru daunele provocate de operator din vina exclusivă a acesteia. Obligațiile utilizatorului. Să încheie. Îi citesc agenții economii, noi îi citesc agenții. Noi ți le aprobăm. Să încheie contract pentru prestarea activităților serviciului de salubrizare, cele din obiectul contractului și să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare localității. Utilizatorului revine și obligația organizării și operaționalizării precolectării selective a deșeurilor generate. Utilizatorul va pune la dispoziția operatorului de salubrizare spații de depozitare speciale în incinta serviciului punctului de lucru pentru ca deșeurile precolectate, sortate pe categoriile precizate să poată fi preluate de acesta în vederea reciclării, valorificării și tratării corespunzătoare conform legislației specifice în domeniu. Să nu introducă recipientele de precolectare a gunoiului menajer în recipiente de precolectare a deșeurilor din categoria celor periculoase, toxice sau explozive, cum sunt substanțe ușor inflamabile, materiale explozive, substanțe toxice, materiale radioactive, cadavre de animale, alte materiale și substanțe interzise prin legislația română în vigoare. Să păstreze condiții bune recipientele, răspunzând de furtul sau deteriorarea acestora prin plata contravalorilor specificată la articolul 38. Să comunice în scris operatorului în termen de 10 zile lucrătoare orice modificare a elementelor care au stat la baza întrupirii contractului și să încheie acte adiționale. Facturare, modalități de plată. Cantitatea de deșeuri colectată se intențiază altfel. Un sac de PVC de 80 de litri se facturează 0,08 metri cub. O euro cu bilet de 120 se facturează 0,12 metri cub deșeuri. O euro cu bilet de 240 de litri se facturează 0,24 metri cub deșeuri. Un euro container se facturează de 1100 de litri, se facturează 1,1 metri cub. Pentru alte tipuri de deșeuri se va factura în funcție de capacitatea acestora. Factura se emite până la data de 15 a fiecărui luni pentru prestație de luna precedentă în baza tarifelor convenite și cantităților colectate confirmate de utilizator în bonurile de confirmare, încasare, descărcare, la care se adaugă și valoarea chiriei în funcție de numărul și capacitatea recipientelor menționate la articolul 3, alineatul 3.8, cantitățile de deșeuri sub 0,5 m3, 1 m3 și 0,25 m3 se facturează conform articolului 3.1 din contract. Plata se va face în lei. Utilizatorul va efectua plata serviciilor prestate de către operator prin ordin de plată în contul prestatorului. Înainte de expedierea facturilor, prin modalitățile de mai sus, se acceptă ca acestea să poată fi recepționate de către utilizator și în format electronic la adresa de mail spusă a Departamentului Serviciului Biroului Financiar Contabilitate în termen de maxim 10 zile de la emitere. Răspunderea contractuală. Utilizatorul este obligat să achite contravaloarea facturii reprezentând servicii prestate în termen de 45 de zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termenul menționat atrage penalități de 0,1% pe zi întârziere calculate la suma restantă. Refuzul total sau parțial pentru alte considerente decât cele precizate în articolul aliniatul 6.2 al articolului 6, fiind din partea utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator, va fi comunicat acestea în scris în termen de 20 de zile de la emiterea facturii.
Utilizatorul este obligat să respecte prevederile aliniatului 7 cu 6, 7 cu 7 din prezentul contract, în caz contrar, rămânând răspunzător pentru plata de daune interese. Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor acesteia. Forța majoră. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen și sau executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricăror obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celelalte părți producerea evenimentului și să ia măsuri în vederea limitării consecințelor lui. Încetarea contractului, contractul poate înceta din următoarele cazuri, prin acord scris în părților, al ambelor părți, prin denunțare unilaterală de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile după achitare la zi a tuturor debitelor datorate, în cazul deschiderii procedurii privind insolvența sau falimentul operatorului, la termen, în cazul contractului încheiat pe durată determinată. Litigii. Părțile confirm la toate înțelegerile, neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate în interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești române competente. Sunt chestiunile dintr-un contract, știți, legislația aplicabilă, dispoziții finale, deci toate dispozițiile din contract. Dacă întrebați un agent economic, nici eu nu știu de acolo. Cine încheie acest contract? Cred că nu tot primărie. Nu. Trebuie să-l încheie și primărie. Agentul, toți agenții economici. Da, cine reprezentantul adisului, abisului, abatului sau primărie? Nu, domnule, vom prestul cu agenții economici. Deci nu asta, vom prestul cu agenții, nu, vom prestul cu agenții economici. Dar vom prestul va veni și la primăria Mănăstirea Cașin. Domnule, semnați și dumneavoastră contract ca fiecare agent economic. Cu școala, cu dispensarul, cu SC, cu ieții mondial. Ei acest contract cu fiecare... Fiecare agent economic. Fiecare agent economic. Dar nu uitați, agenții economici, cum de fapt și primăria, selectează deșeurile separat, ei le preiau tot separat din cauza asta. De la populație vor prelua numai menajer. Dar de la agenții economici trebuie să ia cașoane separat, sticurile separat, pepurile separat. Nu, cine? Dar îți poate vorba și pe asta în momentul ăla, ca era... Nu, nu. Deci aici sunt niște prețuri enorme. Dar vedeți că prețurile sunt aprobate de ANSC. Da. Și asta le face în favoarea tuturor acestui agenții rom preță. Da. Deci exact pentru ei, lucrează pentru ei. Era cu grafile. Da, seama că pentru ei. Interesul ia bani. Da, da. Deci ăsta e modelul de contract. Modelul de contract tehnic, da. Eu sunt sigur că fiecare agent economic va ajunge să negocieze cu... Sigur. Nu se poate impune. El, practic... Păi nu că ești obligat. Așa nu ai contract, sunt nu dau de preț. La autorizații de... Vorbesc de preț. Discutam cu domnul Eugen, da? Eu produc... Trei cântii, da? Cum mă poți spune să plătesc o tonă dacă eu produc, da? Sau nu? Aici, aici se poate. Depinde și de obiectul de activitate a fiecărui agent economic. Da. Se va negocia la metru cub. Eu, de exemplu, o să încerc să obțin jumătate de metru cub sau maxim un metru cub, nu mai mult. Se negociază, poate ești obligat să semnezi. Chiar dacă... Sigură chestiune, da, că nici agentul economic nu poate refuza încheierea unui contract. Și aici există o pârghie prin care e tot, hai să spunem, tot că primăria vine și sancționează dacă agentul economic nu face contract. Aici se spune, trebuie atenție mare să informați corect. Și aș folosi, în loc de termen de agent economic, aș folosi termen de persoană juridică. Sau instituție. Orice persoană juridică. E mult mai larg.
Da, cine este de acord cu modelul de contract? Bun, pentru, deci sunt primul lucru de numără, mă rog, să știu că... Mai ușor, care ți-a fost? Sau care ți-a fost? Da, care ți-a fost? A, care ți-a fost? 2, 4, 5. Da? 5 din... Cine s-a fost? Împotrivă? Da, ce Marcu, Vorbea și... Marcu și Mircea. Da. Adiscu era noi, acolo eram cu altă parte cu ăsta. Dar la compania Romprescu și interes mai am. Romprescu e operatorul. Operatorul care a luat prin licitație de la Alice. Eu am ridicat. Pentru? Dar abține, nu? Nu, domnul, nu mai este. Pentru. Și atunci nu a patru, nu? Da, patru. Ca să știu. Așa mai sunt. Punctul 4. Punctul 4, da. Poate să te am pierdut un adis. Da, ce era pierdut. Da, da. Sau cum e trebuie, pentru adis. Ia, cu adisul, ce mai e cu adis? Ce mai e cu adis? Am un loc de identificație. Da, sau nu pierd din ordine. Să pierd din ordine. Ne văd să ordine din față, nu știu, pierd din ordine. Punctul 4. Că este oricum noi nu desciprăm asta. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor. Asta s-a discutat. Dar n-am aprobat-o, doamne. Aprobat, da. Nu, am aprobat în 7. Aprobarea tarifelor de colectare și transport de șeuri. Asta am aprobat. Avem vote pe șeuri. Mergi în medic. Era vorba de tarif la agenție economică asta. Nu, nu. Exact cum era la... Ei ce ar trebui. Ascumator suna și m-au văzit. Că trebuie hotărâri pentru tare, că au fragmentat ei. De asta trebuie să fragmentezi și multe. Am înțeles, dar tariful de 3,76 e aprobat la ședința trecută. Iar eu am spus așa, scoteți-mi din ce trebuie făcut tot ce avem aprobat și rămâne numai ce nu e aprobat. N-am discutat așa. Fără de transport, colectare și transport. Pentru colectare și transport. Deci asta, la 3,76 intră tot. Acum, proiect hotărâre privind organigrama, nu? Organigrama, da. La domeniul public și privat. La cât ce numărește? Asta e numărul 5. Da, e un zilă, da. Nu e un zilă. Asta e acum. Da. Și punctul 6, nu? Da. Înainte eram cu 4 din tot, ne zicea pe un punct. Mai este... Plecat. La domeniul public și privat. Lucrurile-s cumva simpluții. Știți că conform statutului, Consiliul Local aprobă organigram. Consiliul Local din partea comunei, care a fost singurul asociat, da? Singurul unic asociat. Asta e sintagma, unic asociat. Și avem așa, un administrator cu post întreg, da? Unul pe unul. Un contabil cu o jumătate din normă, am zis... 1 pe 2. 1 pe 2, dar el va fi mai puțin, va ține 2 ore atât, contabil. Da. Așa, dar am pus un organigramă ca să fie, știți? Să... Așa. Șofer de autocamion, pe care îl avem pe aici. Valentin. Da? Tractorist, vorba de tractorul articulat, da. TAF-ul. Budă excavatoristul. Iar plus de asta, avem nevoie de un post de dulgher, cu fraje, minuni, așa, poate. Și doi muncitori de calificație. Da, asta a fost. Domnule, asta e Consiliul sau cu pădure? Nu, domnule, nu e nici Consiliul, nici cu pădure. Și ce e domeniul public și privat? Locul de muncă, nu? Da. Sunt domeniul public și privat. Foarte de la primărie, ca și da, oamenii sunt de la mai ai de ce necalificat. Oamenii sunt. Că sunt două posturi care apar. Necalificat, da. Deci, administrator este domnul Bucur, George, da. Adrian, da? Contabilul, am discutat cu cineva să ia 2 ore contabilitate, tot din firma care avea și ținea contabilitate la... Ba nu, deci... Am avut control de la curtea de conturi pe colțel. Iar recomandarea lor este să nu se externalizeze
contabilitatea și să fie un contabil angajat. Chiar dacă el va fi angajat două ore, da? El trebuie să figureze cu contract de muncă și nu cu contract de colaborare, pentru că așa e recomandarea lor. E cea mai răspundere. Răspundere juridică. Și vă spuneam. Cine este scris contabil? Nu știu. Tu, fetișoară de la... Păi spuneți-o cum da, deci nu... Nu știu, dar... Nu știu cum mă cheamă, dacă vreți să mă vedeți. Firma este... Nu contează, mai departe. Îl lăsați să știm și noi. Nu, hai să ne dau o boală. Personal vă dau... Păi da, dar nu trebuie să știm și noi consilieri. Bun, e contează. Dar e vorba de... Asta e vorba de două ore, încă n-a fost angajat. Noi discutăm acum de schelbat de o schemă, da? Pe viitor. Deocamdată nu e angajat nimeni, o să vedem la ce ne-a făcut. Dacă vreți așa. Deocamdată nu e niciun contract. Deci, vă spuneam, șoferul de autocamion, tractoristul, buldor excavatoristul, un dulcher și încă două posturi de muncitori de calificație. Nu știu, deocamdată nu știu. Luăm în calcul doar schema. Nu e organigramă. În toată ecuația asta, știm pe administrator, pe domnul Bucur, băiatul nostru, șoferul avem, tractoristul avem, budorul excavatoristul avem și ceilalți vedem ce o să mai fie. Nu știm ce o să mai fie. Deci asta e organigramă. Cine este de acord pentru un an, deocamdată? Ea poate fi modificată, mărită, micșorată. Cine este de acord pentru această organigramă? Sistemul de plată a lor, deci va fi ca salarii de cadare, așa? Sau vor fi de parte din ei în acord, la acord direct? Noi vom încerca să facem lucrări. De exemplu, discutam cu proiectantul de aici, de la Părăul Rechiților. Am spus să facem un capăt de proiect ca să luăm torientul ăla și să-l ducem să-l descărcăm la vară. Eu zic că ar fi o lucrare cu care putem să începem și cu care putem să o facem cu forțele noastre. Să alocăm niște bănuți acolo și să continuăm cu ei și să facem lucrarea cu ei mai departe. Nu atât de un șans betonat. A putea fi un punct de începere, da? A putea trebuie să soltați un burgher, De asta și trecut dulgher. Putea să-l trec cu citor de calificat și le-am spus dulgher, clar. Da, cunoaște, de deci, practic, acesta va forța iar bugetul local, pentru că plata acestor oameni, fie de așa, deci, practic, deci să fie plătit pentru prestația făcută. Că, practic, curează ca salariat acolo, să schimbă ca 12 milioane, 1200 sau 1500, deci asta e plata lui. Că face, că nu face nimic la respectivă, face de 2 lei, el știe de trebuie să iau 120 lei sau 1200 lei, ăsta e salariul lui. Deci ei vor trebui să vină cu plan de lucru pentru anul 2016. Când se stabilește bugetul, se stabilesc niște lucruri. O să stabilim și sumele alocate pe fiecare lucrare parte. Absolut. Așa. Și țineți cont că noi alocam niște bani pentru dezăpezire, pentru plombări, pentru astea. Până la urmă, ei trebuie să rănească din banii aia, pentru că noi nu căutăm să facem profit la societatea asta. Nu avem niciun interes să facem profit. Noi trebuie să ținem, să aibă ei salariile și materialele și să pună să facă treaba. Asta e ideea principală. Ia și pe eu. Ar trebui să luați deci ar spune la un concurs de personal TESA. Că nu o să pun pe șeful de la structura asta de organizare, se muncească cod la cod cu aia doi muncitori, nu? El are administrator. Avea un salariu din cadare. Pe când ceilalți, chiar și lucrătorul cu utilajul, e în funcție de așa, că deci sunt norme pentru utilajul de astea, deci la prestația făcută sau muncitorul ăla, deci ăștia a trebuit să apărăm în organigrama asta și ce statut are fiecare. Și modul de retribuire a lui. Eu văd altfel treaba.
Odată, dacă tu mai angajat, îmi dai un saram minim pe economie. Fără că să-mi la și pe porții. Păi, mai angajat, îmi dai un sigur, să fac o prestare. Așa e rolul administratorului sau șefului. Așa, dar și al nostru. Pentru că... Mă chem la treabă și la urmă, v-am spus. La începutul anului următor, care va veni peste o săptămână, peste două, va trebui să facem un plan de lucru pentru tot anul 2016. Și acolo vom planifica, se va face un buget. Da? Un buget venitor și cheltuieli. Trebuie să venim cu el în consiliul local, să spună, doamne, veniturile se compun din, cheltuielile se compun din. Da? La voi și salarii. Și trebuie să văzut și salarii și tot ce trebuie. El trebuie să detalieze exact cum va lucra în anul. Nu poți la voi și așa. Dacă am de treabă, îți dau bani, dacă n-am de treabă, îți dau bani. Nu, sunt și... Sunt și zice că... Da, acum discutăm de organigramă. Cine este pentru organigramă? Cu mențiunea, deci să fie trecuți acolo, deci statutul vedeți în modul, deci muncitor de care va fi. Deci muncitor indirect, deci ăla știe, muncitorul indirect, el știe care are un salariu, un scapiu de lună, și deci el știe că va lua în fiecare lună 1200 de lei. Și nu face, nu face de 1200 de lei. Ăsta e salariul lui. Ei, dar eu trebuie să spun că ăștia, cei care sunt acolo, deci ăștia la cei 2 sau ăștia la cei 4, trebuie să fie muncitori în acord direct. Deci cât fac, atâția bani ia. Și mi se pare corect. Acum discutăm doar de organigramă. Da, deci pe destinare. Am pierdut un om exact ca și cum ai sufla într-o mânare, da? Fără de neașteptate, chestiuni care, Doamne firește, se poate mânca oricăruia dintre noi. Oricum, familia a trecut printr-o traumă, pentru că, vă dați seama, ce care avea 52 ani. Dumnezeu să ierte. Nu s-a așteptat eu. Cine s-a așteptat? Nu s-a așteptat nimeni. Și am discutat cu familia și pentru faptul că nu te ajută nimeni. Contractul colectiv din Ucraina a fost prevăzut sau nu este prevăzut așa ceva. Știți că anumite cheltuieli de mormântare cu pensionare fac parte din asociația pensionarilor și se decontează și se... Ne-am venit propunerea să acordăm un ajutor financiar familiei. Propunerea mea este de 3.000 de lei. Am spus minim. Dacă dumneavoastră considerați mai mult. Eu am venit cu o propunere de 3.000 de lei pe care mi-o susțin. Nu știu dacă mai trebuie să mai fac susținere sau... La valoarea maximă, domnul primar, dacă se poate. Eu spun 100 de milioane. Eu mă gândeam că 5.000 de lei a fost sumă. Și acum noi suntem de acord cu chestia. Stați puțin că trebuie să discutăm despre lucrul ăsta, că una e să dai când are nevoie atunci, adică primăria putea să facă atunci, pe moment, pentru că era vorba de mormântare, de pomană, trei săptămâni. S-a luat, 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 s-a să convins sau împrumutat în situația asta și ei sunt datori undeva. Da, pomana de 40 de ani. Și noi așteptăm și foarte bine. Urtatul. Și atunci. Ce înseamnă mormântare?
distrug. Deci știu, eu zic să lăsăm prama. Și hai să votăm și Deci, Dar cu aprobarea Consiliului Local, tocmai de asta, domnul primar nu trebuie să ia hotărârea singură. Absolut, nu. Dar a solicitat Consiliul Local, dar... Mai putem să decidim ajutorul de mormântare, să dăm dispoziții doar pentru cei care au beneficiat de ajutor social. Exact. Deci a spune că cel care a beneficiat de ajutor social are dreptul de ajutor de mormântare în cuantum unei indemnizații lunare. Dar nu altceva nu pot să fac eu. Atât? Atât, da. Indemnizația care am vorbit de zile, nu-mi pasă de... Atât, atât. Atât, atât. Și legea 416. Da. Și s-a spus, pentru că mai este, avem punctul la care nu putem să-l țin la ordinea de zi, sunt niște lucruri care trebuie totuși, că nu mai avem altă ședință a noastră. Nu, haideți ca să-i epuizăm cu noastră. Da, 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 eu vreau să termin în două minute. Haideți, așa, haideți să vă avem astăzi am fost sunat la trezorerie, când am fost virată suma în cont de 154.826,37 lei ca sumă pe care trebuie să o plătim constructorului pentru lucrarea la preoduce. Fiind, vă dați seama că fiind astăzi, așa, mâine dimineață trebuie să fim cu rectificarea de buget la Bacău, o dimineață, miercuri dimineața trebuie făcută plata și așa. Deci vă rog să aprobați rectificarea cu suma pentru lucrarea așa, cu suma 254.286,37 de lei. Cine este pentru? Da, și cu asta am epuizat. Acum... Domnul Brunescu, a stat autorizația la discoteca asta de aici, de la Vreau Cavale? Nu. Domnule, haideți, când vreți, nu suneți ziua, data când. Să vedeți dacă se poate locui în zona asta, dacă se poate locui în casă, domnule. Aveți un loc să stați aici, deci un zidat. Deci, domnul Ghețu a propus să facă o discuție, iar în cazul cu decesul ăsta la Brusel-Bază. Păi, să a fost în stare să ajungă măcar la accident în decurs. Vă rog, ieșiți luată la plimbare să vedeți că poliția este. Poftiți? Ieșiți luată la plimbare să vedeți că poliția este. Haideți, domnule. Haideți, spui mie care stau aici, ce dracu. Hai, lasă-o, n-ai bine, dragă, da-o, n-ai, furoși mai bine ca mine. Dar venit acum nu-i simți. Bun, lasă-o, nu mă interesează ce faci, ce afaceri ai cu voi sau nu mă interesează lucrul ăsta, sau dacă ai sau dacă n-ai. Dar eu spun că realitatea de aici, nu poți să stai, domnule, deci în casă. Nu am nicio afacere, vreau să ne faci să afacere, că sunt este în sănare, fără numai afacere. Nu interesează ce relație ai, dar nu există poliție, frate, dacă vreți. Cetățean la comunii Mărăstirii Acașa. Stați solo. Discuțiile divergențe nu mă dă. Lăsați-l domnul Bălas să-i spune. Domnule, este ceva de speriat. Adică veniți să vedeți câți
beți să urcă la mașină, beți, țapen, țapen. Deci țapen, țapen. Să vedeți cât se intră și le frică să treacă podișorul ăla de la Puiul, de acolo în partea aia, dar nu cumva să ajungă în șanț. Eu am vrut să iau la unul chiar, poate nu dracului în cap. Și era un băiat străin, nu știu, de la noi, de la noi, de aici. Nu putea, a făcut bine, nu putea, nu putea să s-a, o jumătate de oră s-a chinuit ca să poată să introducă chiar să desfacă portierul. Și am zis, băi, stai mă, să dormi, mă tindești, să le găsești. Și m-am plecat, tot a plecat. Și-a băgat o șansă la voi. Și-a băgat o șansă la voi, te-am zis. Și-a spus, există poliție aici? Vai, lasă-mă. Ce să zic, băi, trebuie? A doua seară de Crăciun, știți ce control a fost în Comuna Monestireaca și cu poliția? Foarte bine, și le-a luat carnet, nu sunt deci un lucru cu trăia. Și le-a pus controlul, poliția de la noi? De la Orești. Poliția de la noi, cu poliția de la Orești. A venit la cei de la Orești, așa că aia ia altceva. Poliția de la Orești. Bine, ce să spun, domnul Ascas, că dacă nu știi, tași din gură, nu mai ești. Nu mai ești. Vă spun, mă trezesc la ora 2, la 3, la 4, nu vă pot spune ce fel, în ce fel, ce jargoane să folosesc. Mă putrem. Vreți să dau ceva? Dar cred că auziți și dumneavoastră aici. Ăsta e tineretul care l-am văzut. Nu, nu cred. Sunt și copiii noștri, cumva? Sunt și copiii cu muzeți. Nu, așa cred. Nu sunt toți, nu trebuie cumva. Nu amestecăm. Sunt și unii care sunt la locul lor. Da, copiii, dar nu i-am consumit. Veniți într-o seară, când vreți, dar după ora 11. Nu sunt aici. Și nu știu oituri, ce înjurături. Jargoane folosesc, deci pentru că... Știți ce s-a întâmplat? În momentul când a fost închis, copilul a ajuns așa. Băi, când am ajuns, a dat drumul la copil prea liber. Și apoi vreau de știți ce mi-a zis să mă găsiți să nu știu ce mi-a zis să mă găsiți 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 să ce face? El duce fiecare săptămână, îi dă oameni. Ce nu semnează? Și s-a luat de tot. Nu poate să trebuie cu totul. Ce se întâmplă? Așa cum se întâmplă. Ce face? Nu ești chiar așa. Ce face? Ce face? Ce face?